Instituțiile publice și ONG-urile au tras astăzi un semnal de alarmă asupra situației în care se află copiii care provin din familii defavorizate. Mai mult de jumătate dintre ei nu sunt înscriși la grădiniță sau la școală, astfel că își petrec copilăria pe stradă, cerșind sau prostituându-se. Deci peste jumătate dintre copiii din grupurile vulnerabile nu merg la grădiniță. Acest lucru este un semnal de alarmă pentru că avem o potențială sursă de decalaje în ceea ce privește dezvoltarea abilităților față de restul copiilor din comunitate, care poate să îngreuneze integrarea lor școlară pe viitor. Vârsta medie la care persoanele au început să cerșească este de 10 ani. Problema majoră este că vârsta medie la care persoanele care au răspuns la întrebările pe această categorie au început să se prostitueze este de 14 ani. La capitolul școlarizare nu stau prea bine nici părinților. 70% dintre ei nu au o calificare profesională, ceea ce înseamnă că au terminat doar gimnaziul. Astfel, persoanele din aceste categorii se confruntă cu grave dificultăți de integrare în muncă. Avem 70% dintre adulți care nu au o calificare profesională, având și un nivel de școlarizare redus. Doar 1 din 5 persoane lucrează la ora actuală, iar 19,8% dintre persoanele care ar putea munci nu au lucrat niciodată și nici nu o fac în momentul de față. Cercetarea a fost realizată în perioada octombrie 2014-martie 2015 pe un eșantion de 634 de persoane și scoate în evidență nevoile și situația dificilă cu care se confruntă principalele categorii de persoane vulnerabile din municipiul Satu Mare, precum și serviciile sociale și de bază la care pot apela, furnizate de mai multe instituții și ONG-uri sătmărene.